nu aveam un scop în sine cu muzica și nici nu mă vedeam cântând mai mult decât într-un corp. Știu că aveam un buget foarte restrâns și nu-mi permiteam nici să-mi iau bilete de autobuz în fiecare zi și atunci luam o dată pe săptămână și mergeam cu biletul în buzunar. Maestru Corneliu Fănățeanu mi-a punctat viața într-un mod decisiv. M-am dus la maestru și i-am spus că, maestre, știți ce am vorbit? Deci acum gata, trebuie să vă plătesc. Și maestru a spus, da, așa este că noi am vorbit atunci, dar zice, acum eu am o bursă pentru cei mai talentați elevii mei și asta înseamnă că nu trebuie să plătească. Și nu i-am plătit niciodată. Viața mea a fost foarte agitată în ultimii ani și simt nevoia foarte tare să mă așez un pic. Să cultivăm recunoștința cu Vlad Miriță. Sâmbătă, 24 octombrie, de la ora 15 la Trinitas TV și duminică, 25 octombrie, de la ora 14 la Radio Trinitas.